La final de intervenție, la un eveniment care a avut loc săptămâna trecută la Chișinău, cel de-al 40-lea congres al cadrelor didactice române. Permiteți-mi să mulțumesc pe această cale celor peste 200 de participanți semnatari ai declarației de susținere și încurajare a primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Citez: nicio perioadă nu a fost mai bogată în schimbări și reforme decât cea pe care o trăim. În tot acest răstimp, cadrele didactice din municipiu, dar și cele din Republică, au cunoscut susținerea primarului general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Profesorii au beneficiat de supliment financiar. Mai multe licee din oraș l-au avut ca oaspete, iar instituțiile au fost păstrate și susținute prin alocații pentru reparații. Este un primar care reprezintă intelectualitatea și apără limba română în primul rând. Dacă ați ști cât de mult contează aceasta pentru dumnealui, dacă ați ști cât de mult înseamnă pentru un primar un simplu mulțumesc. Dar sunt sigură că știți, pentru că de multe ori suntem puși pe același cântar. Semnarea acestei declarații nu de oricine, ci de către profesori, demonstrează odată în plus că intelectualitatea noastră încă este vie, puternică și de nezdruncinat și că nimic nu ne poate îngenunchea atunci când adevărul și dreptatea sunt la temelia acțiunilor noastre. Într-un ceas bun, stimați colegi,